familie, da? Mii și mii de familii cu copii de vârstă preșcolară sunt într-o situație absolut dificilă, pentru că sunt nevoiți să își lase copiii singuri acasă, nesupravegheați, pentru ca să meargă la lucru, ca să-și întrețină familia. Eu am doi copii de vârstă preșcolară acasă, care sunt acum în grija bunicii. Întrebarea este ce fac părinții care nu au posibilitatea de a-și lăsa copiii în grija bunicilor. Îi iau cu ei la lucru? Îi lasă singuri acasă, nesupravegheați? Angajează o bonă? Din ce bani achită această bonă atunci? Și cel mai grav, ce fac mamele care își cresc copiii singure? De fapt, trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Acest stat are cu totul alte priorități decât securitatea și bunăstarea familiilor cu copii mici. Pentru că pe 3 iulie, de exemplu, guvernul a alocat peste 70 de milioane de lei pentru proiectul Arena Chișinău. Asta în timp ce veniturile mai multor familii din Republica Moldova au scăzut drastic. Deja de 4 luni, grădinițele nu funcționează, iar guvernul, după cum am văzut, așa și nu a venit cu soluții concrete pentru familiile cu copii de vârstă preșcolară. Aceștia sunt nevoiți fie să-și piardă serviciul, fie să-și lase copiii efectiv singuri, acasă, nesupravegheați. De altfel, în toată această perioadă, grădinițele au continuat să fie întreținute de banii contribuabililor. Iar pentru fiecare zi de inactivitate, ca să înțelegeți, se virează câte 10 milioane de lei pe zi, în timp ce părinții se rup în două, între serviciu și copii, fără a beneficia de nicio susținere din partea statului, pentru a-și putea îngriji odraslele în perioada pandemiei. Noi trebuie să înțelegem un lucru, dragi cetățeni, că mai presus de orice este interesul suprem al copilului și siguranța acestuia. Iar copiii nu trebuie nici de cum să aibă de suferit de pe urma situației pandemice în care ne aflăm la moment. Prin urmare, noi astăzi venim cu un proiect de lege care prevede că părinții trebuie să beneficieze de o alocație lunară de stat specială sub formă de compensație în mărime de 75% din salariul mediu lunar a unuia dintre părinți antrenați nemijlocit în supravegherea copiilor. Este vorba despre durata suspendării activității grădiniților din cauza pandemiei de COVID-19. De exemplu, dacă un părinte are salariu mediu lunar de 6.000 de lei, atunci alocația de care va beneficia va fi de 4.500 de lei, dar nu mai mult de 75% din salariu mediu lunar pe economie. Este vorba de aproximativ 6.000 de lei și nu mai puțin decât salariul minim garantat de stat în sectorul real, adică nu mai puțin de 2.775 de lei lunar.
după ce am văzut că guvernul a analizat mai multe posibilități de a redeschide grădinițele. Mai întâi a fost vorba de data de 1 iulie, apoi 15 iulie, ultima dată anunțată a fost 31 iulie. Deci este evident că noi avem nevoie urgent de acțiuni concrete pentru a ajuta familiile cu copii mici, mai bine zis, cu copii de vârstă preșcolară. Pentru că aceste familii să fie ajutate, să poată face față acestor provocări. Și în același timp, noi trebuie să ne apărăm drepturile copiilor noștri și mă refer aici la dreptul la viață și la protecție socială. Eu mă întreb de ce în România, în țara vecină, acest lucru este posibil, iar la noi nu. Pentru că la moment noi nu avem o asemenea lege care să prevadă astfel de reglementări. Noi vom insista, fracțiunea PAS va insista ca acest proiect de lege să fie examinat și adoptat în regim de urgență până la finele sesiunii parlamentare și noi facem apel aici către toți guvernanții de bună credință, către majoritatea parlamentară. Treziți-vă, dragi colegi, măcar în al 12-lea ceas. Treziți-vă și revedeți-vă prioritățile. Pentru că într-un stat normal, sănătatea, viața, siguranța și bunăstarea copiilor este prioritatea zero. Vă mulțumesc, Veronica. Mulțumesc, doamna German. Vă salut și eu. Să știți că astăzi, împreună cu colegii din fracțiunea PAS, înregistrăm un proiect de lege ce ține de măsurile de susținere a părinților pentru supravegherea copiilor de vârstă preșcolară pe durata suspendării în mod forțat a procesului educațional în legătură cu situația epidemiologică. Ce vrea acest proiect concret? Da, noi suntem de acord că toți, absolut, sunt afectați de COVID-19. Bunăstarea familiilor este afectată, copiii de pretutindeni din lume, însă în situația când în Republica Moldova, din toate statele europene, copiii au cea mai înaltă rată a sărăciei, ne întrebăm de ce guvernul a abandonat acest copii și a abandonat acești părinți. În Republica Moldova sunt peste 150.000 copii de vârstă preșcolară, iar fiecare a doua familie cu copii mici îi întreține din activitate salarială. Ce a făcut guvernul în acești 4 luni? Zero. Nu a venit să susțină nici părinții, nu a venit să susțină nici instituțiile preșcolare. Noi cunoaștem, fiindcă mergem foarte des în teritoriu, discutăm cu părinții, discutăm cu primarii și știm că recent au avut consultări între Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și APL-uri, adică primari, ce ține de recomandările de a redeschide grădinițele în mod treptat. Însă, până la moment, absolut nicio grădiniță nu a fost redeschisă din varii motive. Apreciem medicii care vin cu curaj să spună că este foarte riscant de a fi redeschise grădinițele, însă este totalmente amoral, inuman și chiar penal să abandoneze acești părinți în situația când nu au absolut nicio susținere subvenționată din partea statului. Acest proiect de lege nu face altceva decât să vină în ajutor părinților care se află în vârstă reproductivă și totodată sunt cei mai activi contribuabili al Republicii Moldova. Ținem să evidențiem calculele pe care le-a prezentat doamna Doina, că vor fi subvenționați maxim cu 4.500 lei, spre exemplu, minim cu 2.775 lei, nu va fi o povară financiară pentru Republica Moldova, deoarece lunar vor fi alocați maximum 300 milioane lei. Ținem să evidențiem momentul că dacă Guvernul Republicii Moldova ar fi îndeplinit condiționalitățile Uniunii Europene, deja ar fi fost peste 800 milioane lei care, ne dăm bine seama, ar fi avut posibilitatea să susțină mai mult de 3 luni
de zile acești părinți aflați în dificultate. Ce a decis guvernul să facă? A decis să abandoneze acești părinți. Nu a făcut absolut nimic și noi suntem totalmente contrariați de această situație. Este un comportament lipsit de responsabilitate și ținem să evidențiem că atât guvernul cât și deputații din majoritatea parlamentare și-au pus masca pe ochi, pe urechi și-au rămas surzi, muți și orbi la situația părinților. Ei nu au luat absolut nicio atitudine față de acele petiții din partea părinților, din partea societății civile, de a veni cu soluții față de părinți. Ținem să evidențiem faptul că am aici alături o mamă cu copii mici care în fiecare zi ne relatează din situația dificilă în care este pusă. Ce putem să facem? Luăm copiii cu noi la serviciu, angajăm bonă sau nu facem altceva decât abandonăm copiii acasă. Cunoaștem momentul ăsta că este totalmente criticabil, însă statul a decis să-i abandoneze. Eu vreau să ofer cuvântul colegii mele care vă va relata din experiența personală. Mulțumesc! Bună ziua! Numele meu este Cristina Bordei, sunt mama a doi copii, un băiat de 10 ani și o fetiță de 6 anișori. Sunt aici pentru că am vrut să vă vorbesc despre situația dificilă în care ne aflăm eu cu soțul. Sunt angajată și sunt nevoită să muncesc câte 8 ore zilnic. În fiecare dimineață ni se frânge inima când plecăm de acasă, pentru că acasă rămân doi copii singuri, fără supraveghere. Chiar dacă încercăm să ne înțelegem cu ei ce și cum să facă într-o situație sau alta, vreau să vă spun că riscurile sunt multe și se poate întâmpla orice pe parcursul zilei. Ca să mă asigur că ei sunt bine și nu se întâmplă nimic, să zicem așa, am convenit să ne conectăm pe Viber. Și în felul acesta eu pot să văd ce fac ei și pot să le vorbesc. Ei se joacă într-o singură odaie. Vreau să vă spun că, ca părinți cu copii mici, suntem într-o situație foarte complicată. Și dacă statul ar veni să ne ajute, astfel încât unul din părinți să poată sta cu copiii acasă și să îngrijească în liniște de aceștia, ar fi mare lucru. Nu cred că există soluții ideale, dar avem nevoie de o soluție, de o soluție intermediară, care să ne ofere posibilitatea de a echilibra cumva posibilitățile de a câștiga bani, necesitățile de autodezvoltare personală și totodată responsabilitățile de părinte față de copiii noștri. Aș îndrăzni să spun aici că avem nevoie de o soluție pentru supraviețuire, pentru noi, părinții de copii mici. Cristina? Toate bune!